Ok. Acum, dacă și-a băut toată lumea a doua cafea, evident. O să discutăm puțin despre cum funcționează toate produsele Atlassian pe care am menționat un pic mai devreme. Numele meu este Florin Oneilă, fac parte din echipa de dezvoltare extensii pentru produsele Atlassian pe care. Și îmi place să cred că suntem una dintre echipele de înaltă performanță despre care vorbea Florin prezentarea. Poziția asta ne-a pus în prima linie când vine vorba de feature-uri noi însuite de produse Atlassian. Și de regulă, pentru că trebuie să avem suport pentru ele în produsele noastre proprii, am fost și primii care l-au folosit în producție. Pentru că una este să vedem, să știm despre ele într-un newsletter și alta este să le folosim zi de zi, să vedem cum se integrează și mai ales dacă se integrează în workflow-ul nostru. Dar nu a fost întotdeauna așa și de asta mă aflu aici, ca să vă arăt de unde am plecat, unde am ajuns și cum funcționează acum pentru noi toată treaba asta. M-am alăturat echipei de dezvoltare acum 6 ani de zile. De regulă contribuiam la specificații pe mail, într-un lung lanț de mail-uri, cu sau fără atașamente, majoritatea prefixate sugestiv cu V1.0, V1.2 și nu cu toții. Iar de cele mai multe ori le pierdeam și eu, pentru că în timp ce scriam un răspuns, mai veneau alte două mail-uri și îl trimiteam așa, iar destinatarii mei trebuiau să recompună lanțul logic. Din fericire foloseam Jira încă de pe atunci și mai scopam scriind specificațiile direct pe task-uri, presupun că și cei care folosesc Jira de aici fac ca nu s-au obținut la fel. Însă regretam decizia asta în momentul în care ajungeam în Jira și trebuia să estimăm task-urile. De regulă, dacă aveam un task mai mare, trebuia să facem bucățele mai mici și atunci se punea întrebarea ce facem cu specificațiile. Le împărțim și pe ele task-urile mai mici și riscăm să plecăm privirea de ansamblu. Sau le păstrăm în task-ul inițial și dacă da, atunci cine lucrează pe el? Pentru că munca, de fapt, a fost deja împărțită și acum trebuia să avem grijă de un task în plus. Funcționa, dar trebuia să avem grijă de acest aspect. Pentru gestionarea codului sursă foloseam SVN, iar branch-urile le făceam doar în momentul în care din motive de compatibilitate, trebuia să menținem două versiuni paralele ale aceluiași produs. Code reviews sau discuțiile pe marginea codului sau chiar a ideilor le făceam în jurul unui calculator cu toată echipa și ne notam tot ce discutam pe hârtie. Evident, după câteva săptămâni era foarte greu să ne mai amintim raționamentul din spatele modificărilor. Jenkins ne ajuta la partea de continuous integration. Aveam câteva joburi care rulau teste din când în când, dar cum lipsea integrarea cu Jira, acum cred că se descurcă ceva mai bine, dar atunci lipsea integrarea cu Jira, de pe urmare nimeni nu prea băga în seamă build-urile decât înainte de livrare. Iar ceva timp mai târziu era destul de greu să recuperăm executabilă. Iar ca să discutăm, de cele mai multe ori foloseam e-mail-ul sau Skype. Țin minte că aveam o conferință cu toți colegii echipei la vremea aceea. Eram o echipă distribuită, aveam câțiva colegi și în Craiova. Și toate discuțiile acolo pe Skype începeau cu ai văzut mail-ul de la. Dacă aveam de discutat ceva în afara echipei, reveneam din nou la mail. Iar în plus pe lângă asta, toate notificările din Jira tot pe mail erau. Nu era groaznic, dar se putea într-adevăr și mai bine și nu ne-a luat mult timp până să folosim și noi întreaga suite Atlassian. Iar soluția a fost evidentă. Am instalat Confluence pentru specificații, idei, discuții pe marginea produselor noastre, iar cu ocazia asta am avut și un loc unde să ținem meeting notes și retrospectivele sprinturilor, să discutăm ce a mers bine, ce a mers rău, ce putem îmbunătăți. Cu prima ocazie am făcut un upgrade de la Jira Core la Jira Software pentru tool-urile Agile.
fost cel mai entuziasmat de această, de această modificare. Importul a fost, a mers smooth, a fost ok, iar adopția Git-ului ca sistem de versionare a fost, a fost extraordinar. Deodată puteam să păstrăm toate modificările pe un branch separat, din care nu făceam release, și abia atunci când terminam lucru, adăugam noile modificări la branch-ul de release și, în plus, aveam ocazia să facem și code review, pe bune, folosind pull request-uri. Apoi am înlocuit Jenkins cu Bamboo și am introdus și partea de livrare. Acum toate executabilele pentru fiecare release sunt generate și sunt păstrate în permanență pe Bamboo. Iar toate discuțiile le-am mutat pe HipChat. În plus, pe lângă integrarea cu toate aplicațiile de mai sus, mai avem și integrare cu Twitter. Atunci când este menționat unul dintre produsele noastre pe Twitter, primim o notificare HipChat. Și pe answers.atlassian.com, care este un forum dedicat produselor și integrărilor cu produsele Atlassian. Atunci când apare o mențiune despre unul dintre pluginurile noastre, primim și noi o notificare și putem să răspundem imediat. Dar am obținut ceva. Pe el. Nu i-am găsit încă un nume, că nici nu am căutat, dar el este cel care, care este responsabil să facă legătura între toate aplicațiile, de cele mai multe ori automat, și se asigură că oriunde m-aș afla, în oricare dintre aplicații, am întotdeauna acces la contextul în care se întâmplă tot ceea ce văd pe ecran. Și o să, o să tot vedem în slide-urile care urmează. Ok, suficient cu teoria, să trecem și la practică. Acum n-ar fi fost distractiv să vă aștept un NDA la, la intrare, așa că tot ceea ce o să vă arăt se va întâmpla pe un mediu de demo. În schimb, procesul este exact ceea ce folosim noi în fiecare zi. Începem din Confluence și intrăm în pielea unui product owner și începem prin a crea o pagină pentru care pot să aleg un template sau un blueprint, cum se numește în Confluence. Iar Confluence vine cu un set predefinit de blueprints, precum Product Requirements, Meeting Notes sau Sprint Retrospective, care sunt foarte folositoare. Informația din Confluence este organizată în spații, iar fiecare poate fi configurat cu propriul set de template-uri. Atunci când aleg spațiul și în care vreau să creez pagina, voi vedea template-urile configurate pentru acesta. Echipele de financiar sau marketing, de exemplu, pot avea template-urile separate în funcție de activitatea lor specifică. Voi alege template-ul pentru Product Requirements, pentru că asta îmi place. Iar aici, toate liniile cu scrisul gri și italic sunt doar pentru ghidaj, pentru că arată ca un formular pe care îl luăm de la Excel. Și vor apărea doar în, în modul de editare al paginii, ele nu vor fi vizibile pentru utilizatorii care vizitează, care vizitează pagina și nu, nu editează. Voi adăuga un titlu. Și în plus, placeholder-ele, unele dintre ele pot avea și acțiuni asociate, cum este cel de la Epic. Acesta îmi deschide un dialog unde pot să selectez un issue deja existent în Jira pe care să-l asociez cu requirement-ul meu sau să creez unul nou, ceea ce voi face în continuare. Alegem proiectul, issue type-ul în cazul nostru Epic, titlul task-ului. Vom folosi aceeași valoare și pentru numele Epic-ului. Oriunde în pagină, atât în Confluence cât și în celelalte produse Atlassian, pot menționa un user cu Aron și pe măsură ce scriu voi primi o listă, o listă de sugestii. O aleg pe colega noastră virtuală, Alana, și trec mai departe la specificații. Din acest tabel de requirements, vom crea
următor, comentați din jira. Iar acum că am detaliat cu lux de amănunte cerințele, salvăm pagina. În acest moment, ea a devenit vizibilă și pentru ceilalți utilizatori. Observăm că epicul pe care l-am creat a devenit acum un link către pagina task-ului în Jira. Și acum, dacă vi-l amintiți pe prietenul nostru de metal, are grijă ca link-ul către task să conțină întotdeauna titlul, tipul, iconița de epic în cazul nostru și statusul exact cum se află în Jira în acest moment. De fiecare dată când voi vizita pagina, informațiile vor fi exact cele din Jira. Atunci când selectez o zonă de text, îmi apare un tooltip de unde pot să aleg să folosesc textul selectat, fie ca un citat într-un comentariu, în cazul în care am nevoie să cer mai multe informații sau lămuriri, sau să discutăm pe marginea bucății selectate, sau pot să-l folosesc pentru a crea un issue în Jira, să-l folosesc ca tip. Ceea ce vom face și noi, îl vom folosi pentru a crea un story cu tipul de demo. Primesc o confirmare în partea de sus. Și observăm că imediat apare, în continuarea textului de la care am plecat, o zonă, o altă zonă cu informații live din Jira. Ok, să mergem în Jira, unde vedem că a fost creat, din nou, prietenul nostru metalic, un link înapoi către pagina în care a fost menționat task-ul. De aici pot să merg direct la locul în care este issue-ul în Scrumboard. Momentan este ultimul din backlog. Îl voi asocia epic-ului pe care la fel tocmai l-am creat, folosind drag and drop. Dacă aș fi avut mai multe task-uri, am să le selectez și cu un singur drag and drop să le asignez. Similar, voi asigna și o versiune. Așa, și observăm că informațiile sunt actualizate imediat, atât în lista din backlog, cât și în partea dreaptă, în detail view. Mai rămas doar să-i punem o estimare în story points. Și acum îl putem trimite în sprintul curent. Voi fi avertizat că sunt afectate estimările sprintului și că o să supăr un manager sau doi. Și acum avem task-ul în sprint. În Work View, ceea ce văd dezvoltatorii, task-ul se află în coloana To Do. Avem 4 coloane, câte una pentru fiecare status, To Do, In Progress, In Review și Done. Echipa noastră folosește acest workflow cu 4 stări, iar toate task-urile, în mod ideal, se vor mișca de la stânga către dreapta, fără să treacă de ramături înapoi. Acum, am văzut că nu foarte mulți dintre dumneavoastră folosesc Git, dar vă rog să ridicați mâinile cei care ați auzit de feature branches. Ok, bun. Și câți dintre cei care au auzit de feature branches chiar le folosesc? În feature branching, fiecare task are propriul branch, care se creează atunci când încep lucrul la task, adaug pe acel branch toate modificările în commit-uri successive, iar apoi, după ce am făcut code review, pot să mergesc branch-ul înapoi în master. Și asta are două mari avantaje. Primul este că oamenii pot lucra în paralel, în izolare față de toate modificările pe care le fac ceilalți colegi. Iar cel de-al doilea mare avantaj este că întotdeauna pe master am cod bun, cod livrat. Revenind, acum pot să încep imediat lucrul, iar primul pas este să creez un feature branch asociat cu task-ul meu. Iar Jira îmi arată în zona de development un link care mă redirecționează către Bitbucket. Pentru a face de un branch. Feature branch
coaching este workflow, branch-ul este... La fel cum GitFlow este un workflow. Așa. Prietenul nostru de Tinichea își face apariția și își precompletează repozitoriul cu unul care este deja asociat proiectului meu din Jira, cu tipul branch-ului, în cazul nostru feature, dacă aș fi pornit de la un bug, tipul ar fi fost bugfix, și numele branch-ului pornind de la cheia task-ului și, și tipul. În plus, lângă câmpul de unde aleg branch-ul sursă, acolo din master, am și o iconiță din bambu care îmi spune statusul build-ului curent, care dacă ar fi fost roșu, probabil n-ar fi fost o idee bună să plec de la el. Important este ca numele branch-ului, chiar dacă nu lucrez așa, să conțină cheia task-ului, iar beneficiari nu vor fi doar Bitbucket și Jira, dar și bambu. Și doar cheia task-ului de la început este importantă, vom mai adăuga un cuvânt ca să nu respecte numele task-ului. Și am creat branch-ul. Iar dacă ne mutăm înapoi în Jira, observăm că Jira a fost notificată de branch-ul nou creat și a trecut automat statusul din coloana to do în in progress. Și a fost automat că am început lucrul la acest task. Iar în partea dreaptă, la detaliile task-ului, vedem link-ul către branch-ul nou creat. Și pe măsură ce lucrez de el, aici vor apărea și alte detalii, precum build-uri, commit-uri și pull request-uri. Acum, este bine cunoscut faptul că programatorii fac cu mâini, deci trebuie doar să pocnesc în degete. Și dacă mergem pe branch, am scris deja codul, a apărut acolo, avem un commit și i-am pus și un mesaj. Un mesaj care conține în primul rând cheia task-ului. Și am făcut asta pentru ca Bitbucket să recunoască acea cheie și să facă legătura cu issue-ul din Jira. Iar link-ul îmi deschide un ecran cu detaliile task-ului, unde pot vedea descrierea, statusul și chiar pot să execut tranziții dacă este nevoie. Drept urmare, dacă revin după mai mult timp pe un branch și văd unul sau multe commit-uri, pot imediat să înțeleg pentru ce au fost făcute. În plus, în dreptul fiecărui commit, bambu pune statusul build-urilor. Pot foarte ușor să-mi dau seama dacă acel commit a stricat ceva. Dacă am numai verde până la ultimul commit și apoi roșu, înseamnă că acela a stricat ceva. Acum să zicem că am terminat lucrul și vreau să pun modificările pe branch-ul principal, iar pentru asta voi crea un pull request. Pull request este o cerere de a adăuga modificările de pe un branch pe un altul. Iar asta ne dă ocazia să facem și code review. În partea de sus vedem cele două branch-uri, feature-ul pe care l-am creat, pe care vreau să-l adaug în master. Și în continuare voi adăuga și review-uri, din nou pe colega noastră, Alana. Și pot revizui și modificările sub formă de diff. Diferența întotdeauna se face între ultimele versiuni ale celor două branch-uri. Deci, după ce voi crea pull request-ul, dacă apar modificări pe unul din cele două branch-uri, modificările se vor vedea în această diferență. Și acum am creat pull request-ul. În partea cealaltă, utilizatorii pe care i-am trecut ca review-uri, aici vedem avatarul Alanei, ei vor primi o notificare atât în Bitbucket, cum este cazul de față, dar și în HipChat sau pe mail. Notificare care ne va duce direct în pagina pull request-ului. Aici pot imediat să-mi dau seama de context. Am statusul pull request-ului, branch-ul, sursă și destinație. Pot să văd cine l-a creat și eventual o descriere pe care o completăm atunci când creăm pull request-ul. Iar în partea dreaptă, informații din Jira și Bamboo.
un singur click pot să văd lista builderilor care au inclus commit-uri din acest pull request. Și toate detaliile task-ului din Jira, la fel ca mai devreme. Tot ce are legătură cu acest pull request se află în acel ecran de overview. Acum că am aflat contextul în care am făcut modificările, putem să ne uităm și la cod. Iar pentru asta am disponibilă lista de commit-uri cu autor și cu tot istoricul build-urilor în partea dreaptă și diferența față de branch-ul destinație. Dacă am observațiile făcut, pot să le scriu inline. Și la fel ca în Confluence pot folosi Aron ca să menționez user. De la branch-ul principal.
În history am ceva mai multe detalii despre istoricul build-urilor, statistici despre teste, nu am pus risc nimic, deci nu avem teste, și issue-urile afectate de commit-uri. Dar să vedem ce se întâmplă pe master. Ultimul build, vedem în numărul 12, a fost executat din cauza modificărilor pe care le-am adus în urma pull request-ului. Iar pe pagina lui, stare mai cu o bară mare și verde care zice că a fost ok, ar fi fost roșie dacă ceva era în regulă. Am tab-uri despre teste, artefacte, adică executabile în cazul în care am, locuri și issue-urile afectate. În tab-ul de summary, cel selectat, în partea stângă avem detalii despre când a rulat build-ul și cât a durat. În dreapta despre release-urile, în care este inclus și vorbim imediat despre release-uri. Iar puțin mai jos, lista commit-urilor și a task-urilor afectate. Ce e cu release-urile? Totul pornește din Jira. În secțiunea de releases, avem lista versiunilor din Jira cu un status și un indicator vizual despre progres și informații despre deadline-uri. Iar în pagina unei versiuni am mai multe detalii. Primul tab pe care îl văd conține o serie de warning-uri cu informații referente. Iar cel pe care îl vedem spune că există un task în Jira care se află în statusul closed, dar el are în Bitbucket un pull request deschis. Și ăsta ar fi un warning. Iar warning-urile sunt de 4 tipuri. De fapt, 3. Primele două se referă la faptul că task-ul este închis, dar există un review pe system cu el. Primul se referă la review ca fiind pull request, iar al doilea la review-uri din Crucible. Cel de-al treilea se referă la task-uri închise pentru care nu s-a făcut code review pentru paranoici. Iar cel de-al patrulea se referă la task-uri închise pentru care pică build-urile și de asta sigur nu vrem să avem. Pe lângă warning-uri și pot să mai văd lista task-urilor din versiunea curentă și pe categorii care sunt deschise în curs de rezolvare sau rezolvate. Iar deasupra, cu verde, galben și albastru, din nou acel indicator vizual despre progres, cât și o estimare a timpului rămas. Să zicem că a terminat lucrul la versiunea curentă și vrem să o publicăm. Înainte de publicare, am opțiunea să lansez un build final în PAPU, pentru care pot să selectez planul pe care vreau să-l builduiesc, sau să folosesc un build deja existent. Iar apoi trebuie să spun ce se întâmplă cu task-urile nerezolvate. Continuăm, iar în dreapta sus, acolo, vedem starea build-ului pe care tocmai l-am lansat și în scurt timp s-a terminat. Iar versiunea a fost marcată ca fiind released în momentul în care s-a terminat build-ul. Și mergem pe build-ul respectiv. Și vedem că în Bamboo are titlul Release Build for Teams in Space 3.0, un titlu diferit de celelalte build-uri, care au fost lansate de modificările pe care le-am adăugat în Bitbucket. Și acest build îl vom include într-un release. Iar aici intervin deployment plan-urile din Bamboo. Pentru a crea un release, alegem branch-uri și build-uri pe care vrem să folosim pentru release, în cazul nostru ultimul, pe care tocmai l-am făcut în Jira. Completăm versiunea cu 3.0. Iar mai jos putem vedea diferența de task-uri din Jira și de commit-uri din Bitbucket față de versiunea anterioară, așa cum apare în Bamboo. O să terminăm cu release-ul. Și am ajuns în pagina unui release, unde vedem informații despre mediile configurate și starea livrabilelor de pe fiecare, despre build-urile care au testat commit-urile incluse în acest release,
iar în partea dreaptă informații despre build-ul din care a fost creat acest release și eventual link-uri către livrabile. Acum sunt gata să aplic release-ul pe mediul de QA și am o iconiță acolo. Trec printr-un ecran de confirmare. Și asta a fost tot. Executabilele din release au fost acum instalate pe mediul de QA. Iar dacă mergem înapoi în pagina release-ului, vedem și schimbarea statusului în lista de sisteme. Iar dacă mergem înapoi în Jira, în zona de development, vedem și faptul că soluția task-ului se regăsește acum pe mediul de QA. Dar să presupunem că ceea ce am făcut are un bug major, nu mai merge nimic în aplicație, toți clienții trimit mail-uri, în birou e-house. Sună cunoscut pentru cineva? Ok. Tot ce avem de făcut este să mergem înapoi la pagina mail-ului pe care am livrat ultima versiune. Respectiv QA. Și aici găsim o listă cu istoricul release-urilor aplicate pe acest mediu și pot foarte ușor face rollback la ultima versiune. Și similar cu prima livrare, un ecran de confirmare și gata, am făcut rollback la versiunea anterioară. Lucru pe care pot să-l văd și în istoricul instalărilor pe acel mediu. Și arată o imagine tipică din HipChat. Tot acest workflow, începând de la Confluence și până la code review și build-urile, deployment-urile și build-urile din Bamboo, au generat o serie de notificări, printre care aici vedem statusul build-urilor în Bamboo și câteva mesaje legate de pull request-uri în Bitbucket. Cam asta a fost. Ca să recapitulăm puțin, am pornit din Confluence, unde am scris cerințele, folosind un template predefinit. De acolo am ajuns în Jira, punctul central, care oferă cea mai bună vizibilitate asupra tuturor etapelor de dezvoltare. Din Jira am creat direct branch-ul în Bitbucket, am făcut modificările și l-am adăugat înapoi în branch-ul principal, folosind un pull request. Toate acestea, în timp ce Bamboo ne urmărea fiecare mișcare, cu build-uri pentru fiecare modificare din Bitbucket. Iar în HipChat am văzut toate notificările pe tot parcursul ciclului de dezvoltare. Ce am obținut? Păi, prin adoptarea acestui setup, am obținut în primul rând vizibilitate în ceea ce privește contextul problemei de rezolvat. Toate informațiile sunt acum accesibile din Jira. De la specificațiile produsului, la code review, la punerea în producție. Iar vizibilitatea, împreună cu o mai bună colaborare, ne-a dat din ce în ce mai multă încredere în ceea ce lucrăm, ne-a crescut calitatea muncii, iar acum putem să livrăm mult mai des și fără să facem compromisuri la ceea ce includem în release-uri. Vă mulțumesc pentru atenție și nu știu cât timp mai avem exact, dar de la mine putere, dacă are cineva întrebări, despre tot acest workflow. Ok, dacă nu v-ați gândit încă la întrebări sau nu aveți, pauză, mă găsiți pe acolo, puteți să mă întrebați orice legat de asta. Și nu. Vă mulțumesc!